Atmosfera care vestește cu adevărat Crăciunul, comuna Hărău a îmbrăcat straie de sărbătoare și a deschis larg ușa colindătorilor. Sute de oameni din zonă au venit să se bucure de farmecul magic al colindelor românești și al obiceiurilor tradiționale. Fac parte din perioada copilăriei, atunci înveți primele colinde, apoi împreună cu familia înveți obiceiul de a merge la colindat din casă în casă și uite cum colinda face parte din neamul ăsta românesc și din noi, fiecare dintre noi purtăm colindele în suflet, pentru că fac parte din copilăria noastră, din tinerețea noastră și din toată viața noastră. Oamenii strânși sâmbătă la Căminul Cultural din Hărău au avut parte de un spectacol de zile mari pe sufletele lor. Au ascultat, au aplaudat și chiar au cântat alături de artiști. La nunta ce s-a întâmplat, la nunta la Galilei, fosta și Iisus era, la nunta la Galilei, Sunt foarte importante colindele pentru că este un tip de cânte prin care ne încărcăm sufletește, dar în același timp, prin intermediul acestor spectacole și dăruim din sufletul nostru, vestind despre nașterea lui Hristos și cântând colindele lăsate de străbunicii noștri. Administrația locală spune că a vrut să aducă pe scenă, alături de interpreți cunoscuți, și elevi de la școala gimnazială din Hărău. Copiii s-au pregătit temeinic ca să le ofere un spectacol de colinde celor din public și să le arate că vor să ducă mai departe tradițiile. Școlii gimnaziale Hărău au pregătit un scurt program de colinde, reprezentând tradițiile locale, astfel încât să ducem tradițiile mai departe și copiii comunității să le cunoască. De aminte de când eram noi copii, după vremuri, că sigur obicei, odată în viața de călărie la colinde. Așa cel mai... De ce vă plac colindele? Pentru că e tradiție. Tradiția și este foarte frumos obiceiul. Mai umblă copiii cu colindul pe aici? Da. Și e frumos obiceiul? Da. Îmi plac colindele nespus de mult. Am o vârstă în care de când mă știu copil și până la această vârstă, care e destul de mare și înaltă, sunt foarte frumoase. Mă plimb după tot colindătorii care sunt în județul nostru, până la granița cu Sibiu, cu Alba, cu Timișoara și cu Aradu, unde cam atâta ne putem îmi permite. La spectacol, cei din comună au avut și oaspeți de seamă. Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este sărbătoarea bucuriei pentru toți creștinii ortodoxi din întreaga lume. Categoric e foarte important să ducem mai departe tradiția colindelor și felicit fiecare primar din județul Hunedoara, Consiliul Județean, toți cei care în această perioadă bucură sufletele hunedorenilor. Să aveți parte de sărbători binecuvântate și sănătate cu bucurie alături de cei dragi. Cred că cele mai frumoase sărbători sunt sărbătorile Crăciunului. De aceea mulțumesc primarului de la Hărău pentru invitația de a participa în seara aceasta la o seară de colinde și în același timp vreau să-l felicit fiindcă ține viu obiceiul din Străbuni și acum înaintea Crăciunului o seară de colinde atât pentru locuitorii comunei Hărău, pentru copiii din comuna Hărău sunt binevenite. Păi sunt cele mai importante. Aici se vede clar tradiția poporului românesc care împletește trei elemente. Pământul, familia și credința. Cultura înseamnă pământul, familia înseamnă unitate și credința înseamnă legătura cu Dumnezeu. Ei, exact treaba asta am simțit-o și am văzut-o în seara asta aici pe scenă, la Hărău, unde
Copiii sunt minunați, ați văzut sufletele alea extraordinar de curate, duc mai departe tradiția și cultura poporului român. Pe scenă au urcat și călușarii din Bârsău, așteptați cu aplauze de public. Primarul comunei spune că era timpul să se reia aceste spectacole care să aducă oamenii mai aproape de atmosfera de Crăciun. Ne bucurăm de această atmosferă care va fi și de intrarea în magia sărbătorilor de iarnă. Înțeleg că la final îi așteaptă o surpriză. Da, fiecare ne-a transmis Moș Crăciun, fiecare participant la acest spectacol de colinde de la sfârșit va primi din partea moșului câte un cadou, iar copiii școlii și grădinițe de pe raza comunei Hărău vor avea serbarea marți și ei vor fi răsplătiți de moșul pentru rezultatele la învățătură atunci. Spectacolul a durat mai bine de 2 ore, timp în care publicul, dar și participanții, s-au bucurat de atmosfera autentică de sărbătoare adusă de colindele românești.